Dacă te-ai născut pe 21 iunie în ziua trecerii dintr-un semn zodiacal în altul, ești o persoană elocventă, spirituală și expresivă, ai o bogată imaginație. Această combinație te forțează să-ți folosești energia și talentele pentru scopuri mai înalte, cum ar fi interesele politice și sociale, filozofia, educația, arta, familia sau religia. Ești receptivă la tot ceea ce se întâmplă în jur, dar o abordare rațională te împiedică să dramatizezi evenimentele. Poți să faci eforturi pentru succesul material, dar în același timp să fii un idealist incredibil, care să vizeze rezolvarea problemelor care îi vor ajuta pe alții să trăiască mai bine. Ești absorbită de viață, ești îngrijorată de fiecare aspect al existenței pământești, intelectuală sau senzuală, aristocrat sau plebeu, ești la fel de lacomă pentru bucuriile lumești, iar dacă trăiești în țări foarte dezvoltate, poți personifica cele mai bune și cele mai grave dintre ceea ce a fost creată de lumea capitalului. Poți fi la fel de bine magnat financiar sau doar un om care gestionează bine economia familiei și a propriei afaceri. Înalt orientată spre succes, demonstrezi autoritarism și nu accepți nicio abatere de la propriile tale principii morale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ești gata pentru orice situație, curiozitate, adaptabilitate, inteligență, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și neputință. Faptul că 21 iunie cade la solstițiul de vară, când este cea mai lungă zi luminoasă a anului, iar noaptea, dimpotrivă, este cea mai scurtă, oferă un fel de explicație pentru natura ta interioară. Chiar și ca intelectual poți fi foarte sexy și senzuală. Indiferent cât de ironică sau chiar cinică ești, poți fi numită în mod legal sclava al pasiunii și iubirii nebunești. Iubești să te dedici plăcerilor lumești și plăcerilor carnale. Există o mulțime de pasiune în sentimentele tale, iar în arta iubirii ești un adevărat virtuos. Poți fi foarte excentrică. Tu însăți te consideri atractivă pentru ceilalți, dar și tu ești atrasă de tine însăți și de frumusețea ta. În entuziasmul și dorința ta de a reuși, ești gata să depășești orice obstacole care îți stau în cale. Determinarea ta fascinează magic pe cei care sunt apropiați de tine, astfel încât poți dobândi adesea o poziție cheie atât în familie, cât și în mediul profesional. Ai putea fi un politician strălucit, dacă nu ai fi mereu în contradicție cu sistemul social existent. Bineînțeles, ar trebui să fii conștientă de pericolul de a depăși ceea ce este permis,
Acest lucru se aplică atât evaluărilor critice ale evenimentelor, cât și ideilor și comportamentului sexual. În caz contrar, poți risca să te afli într-o lume în care totul este permis și necontrolat, iar acest lucru este plin de autodistrugere. Poți fi extrem de solicitantă pentru prieteni, iubiți și copii. Numai căutarea spiritualității superioare te poate elibera de preocupările lumești. Poți cheltui o mulțime de bani la apariția ta pentru a face o impresie de durată asupra celorlalți. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, logică și inteligentă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 21 iunie soarta ta? Din moment ce această dată se află la intersecția două semne zodiacale, Rac și Gemeni, poți împrumuta trăsăturile caracterului a două personaje. Întreaga ta viață este alcătuită din momente vesele și pozitive. Norocul te însoțește în orice. Orice afacere în care te angajezi se dovedește fără cheltuieli financiare speciale. Dar nu ai voie să uiți că planeta care te guvernează nu va tolera afișarea lăcomiei și a vanității. Trăind pe principiul onestității și nobleții, vei atinge rapid avantajele destinului. Trebuie doar să găsești o utilizare demnă a talentelor cu care ai fost înzestrată. Ai o vitalitate neîngrădită, ceea ce te face tot timpul să mergi înainte, într-un efort de a simți cât mai multe momente noi și luminoase. Natura ta strălucitoare și pasională are un apel deosebit. Ai un bun gust excelent, acordând o atenție considerabilă aspectului propriu și urmărind cu atenție tendințele modei. Dulapul tău este selectat întotdeauna în funcție de starea ta. Nu îți pierzi niciodată resursele financiare pentru imaginea ta. A arăta perfect pentru tine este o normă. Tu poți opera cu pricepere cu active financiare și active în orice volum. Simțind senzațional tendințele pieței financiare, tu poți cunoaște toate schemele de a câștiga și de a-ți mări averea. Abilitățile mentale bine dezvoltate și încrederea nelimitată în atractivitatea ta îți permit să te bucuri de respectul nelimitat al celorlalți și să ocupi un statut ridicat în societate. Dar viața personală ta nu este pe cea mai bună cale. Crearea unei uniuni armonioase pentru tine este o problemă. Tu direcționezi toată puterea ta în beneficiul activității publice și al autoactualizării. Astfel, dragostea și relațiile de familie se estompează în fundal. Din cauza lipsei de atenție, oamenii apropiați de tine suferă adesea. Cu toate acestea, este foarte dificil să fii numită nefericită. Având o capacitate fantastică de muncă și o credință în propria ta putere, ești capabilă să te prezinți cu succes în societate și să-ți realizezi toate planurile. Dragoste și compatibilitate. În dragoste, ești romantică dar lipsită de sentimentalitate. Grijulie și partener iubitor, nu vei părăsi prietenia și cooperarea de dragul luminii lunare și buchetelor de trandafiri. Fără intimitate spirituală și sarcini comune, te vei plictisi și îți vei pierde rapid interesul pentru astfel de relații. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului tău excesiv, dar și datorită indiscreției tale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine.
Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și zlapte poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze. Vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești obișnuită să-ți atingi obiectivele în orice afacere și nu contează dacă este bun pentru oameni sau poate provoca daune. Nivelul tău intelectual și emoțional este în mod tradițional ridicat, prin urmare, poți fi un mare finanțator, muzician celebru, actor și aventurier de succes. 21 iunie este ultima zi a gemenilor. Dualitatea ți este caracteristică, dar ai fost destul de norocoasă să te naști în ajunul parohii racului, de aceea ești mai rațională, ca urmare a faptului că ai un psihic mai rezistent la supra-solicitarea emoțională. Ești inteligentă cu un nivel ridicat de creativitate, dedicare, setul perfect de calități umane, pe care doar tu l-ai primit. Vibrațiile numărului 21 se imprimă în viață, în dragoste și cariera. În profesie, te distingi în mod strălucit pe calea de la student la manager, fără a lăsa pe alții să se îndoiască de talentul și diligența ta. Dacă ai devenit profesor, poți transmite cu bucurie experiența, evocând respect și admirație în rândul colegilor tăi. Sănătate și boli. Ești uneori prea absorbită de dorințele și pasiunile tale, deci trebuie să te asiguri că nu arzi în acest zbor rapid. Cheia pentru rezolvarea problemei se află în pacea interioară. În plus, entuziasmul excesiv pentru unul sau alt tip de activitate poate deveni o obsesie și necesită creșterea dozei de energie pentru a răspunde nevoilor din ce în ce mai mari. Aceasta, la rândul său, poate duce la probleme de relații cu prietenii și familia. O dietă vegetariană sau semi-vegetariană, cu o restricție de condimente, cu accent pe boabe și rădăcini, te va ajuta să eficientizezi ritmul metabolic. Exercițiile fizice ar trebui să fie foarte, foarte moderate. Trebuie să fii conștientă de pericolele bolilor gastrice și ale ulcerului, precum și de efectele secundare cauzate de situațiile stresante. Soarta și norocul. Te-ai născut fericită. Obții cu ușurință tot ceea ce aspiri în viață. Drumul tău este generos așternut cu succes, noroc, onoruri și recunoașterea talentelor și abilităților cu care universul te-a înzestrat cu generozitate. Principalul lucru este ca aspirațiile tale să aibă o direcție pozitivă. Sfaturi pentru tine. Nu pierde timpul pentru implementarea ideilor nerealizabile. Stabilește-ți numai sarcinile reale. În plus, nu ai egal în competiție. Profită de avantajul tău în rezolvarea sarcinilor. Responsabilitatea ta în conducerea afacerilor financiare se caracterizează prin pragmatism, dar ar trebui să-ți faci timp și pentru componenta spirituală a vieții tale, familia ta. Nici o prestație financiară nu va putea înlocui momentele fericite petrecute cu rudele. Nu lăsa propriul ego să te domine. Dacă tu îți permiți libertatea totală, ceilalți ce ar trebui să facă, permite-le celorlalți să aibă propriile îndatoriri. Nu mai fi atât de stăpână pe ceilalți și nu-i mai controla atât de mult pe cei din jurul tău. Păstrează-ți apetitul pentru plăceri și pentru distracții în momentele potrivite. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficient doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău.
Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.